Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf. O oră în care vom încerca să analizăm subiecte cu adevărat importante care au un impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi. Sărbătorim azi Marea Unire, dar eu vă propun azi o discuție captivantă despre Mica Unire, adică cea dintre ciolanul afumat de sorginte germanică și iahnia de fasole cu origini otomane, care s-au contopit aici pe meleagurile noastre, dând naștere mâncării românești tradiționale care a ajuns, printr-un iscusit efort de marketing, dișul vedetă de ziua națională. Invitatul în această seară este, la fel ca mine, bucătar amator și mâncător profesionist, dar este cunoscut mai ales drept unul dintre cei mai iscusiți publicitari de la noi și mai nou, ca cineast de succes. Doamnelor și domnilor, Bogdan Naumuci. Bună seara, mulțumesc că ai venit. Bună seara, am venit cu mare drag. Pentru început vă propun, doamnelor și domnilor, să urmărim un scurt material despre semnificația culinară a zilei de 1 decembrie. Ziua națională e un moment de sărbătoare pentru fiecare român, fie numai și pentru că este zi liberă. Și cum știe românul să sărbătorească cel mai bine? Evident, cu mâncare din belșug. De 1 decembrie, fasolea cu afumătură, fie că e vorba despre ciolan de porc, fie de cârnați, a devenit vedetă în meniul românilor, deși nu este un fel de mâncare tradițional. Mai mult decât atât, ciolanul afumat nici măcar nu face parte din bucătăria românească, iar experții în gastronomie spun că acesta a fost împrumutat în Transilvania de la secui și sași. Nici măcar iahnia de fasole n-a fost inventată pe meleagurile mioritice, ci a fost preluată de la turci și în rădăcinată în regat de sute de ani ca mâncarea săracului, pentru că e un preparat ieftin și bogat caloric. Dat fiind această scurtă istorie culinară a principalelor ingrediente, unii spun că fasolea cu afumătură poate fi considerată un simbol gastronomic al Marii Uniri din 1918, când Transilvania s-a unit cu regatul. Iahnia de fasole e mai degrabă cunoscută la noi ca o mâncare cazonă, ea fiind servită soldaților. Însă ciolanul lipsea din gamelele ostașilor pentru că bugetul armatei n-a fost niciodată prea mare, dar de la fasolea de popotă a rămas modul de pregătire, preparatul fiind gătit la ceaun. Și totuși, cum a ajuns fasolea cu ciolan, simbol al meselor de 1 decembrie? Mulți își amintesc că un post celebru de televiziune a lansat în urmă cu 22 de ani un eveniment de marketing cu dublu impact, scop caritabil, un fel de CSR al zilelor noastre, și în scop comercial de promovarea stației TV. Atunci au fost împărțite porții gratuite românilor, iar evenimentul a fost transmis la televizor. Evenimentul a avut succes, iar campania a fost preluată în următorii ani și de primarii din sectoarele bucureștene, care au organizat astfel de agape în parcuri. Astfel de campanii de marketing care schimbă tradiții și intră în mentalul colectiv sunt rețete de succes pentru orice brand pe termen lung. Un exemplu clasic printre publicitari este Moș Crăciun, care a fost îmbrăcat pentru prima oară în alb și roșu de o celebră companie producătoare de băuturi răcoritoare. Tradiție sau nu, cert este că astăzi până și marile restaurante bucureștene servesc fasole cu ciolan sau cu cârnați, alături de câteva murături și țuică fiartă. Prin urmare, cei care vor să ia masa în oraș sau să comande cu livrare acasă au de unde alege. Astfel, o porție generoasă de fasole cu ciolan sau cu cârnați afumați costă aproximativ 40-50 de lei. Dar, cine dorește să gătească acasă, rețeta este una destul de simplă și nu e nevoie de bucătari cu stele Michelin să o prepare. Eu, sincer, chiar mă întrebam în anii trecuți, pentru că uitasem ce să facem, asta e. De unde până unde chestia asta cu de 1 decembrie mâncăm fasole cu ciolan? Eu nu mi-aceam aminte din copilărie sa asta. Și pormă mi-am adus aminte că, de fapt, nebunia s-a pornit de la ProTV, care au făcut atunci... Da, nu știu dacă habar n-am. Eu nu mai țin aminte asta cu ProTV-ul, dar țin minte acum când mi-o spui, mi-am amintesc. Dar nu știu să fi fost atât de important evenimentul ăla încât să fi rămas o tradiție de adevăratele în România. Adică nu știu dacă e de acolo. Mie îmi place mai tare explicația asta istorică. Ciolanul ardelenescu, iahnia muntenească, ca să zic așa, simbol al Unirii. Îmi place mai mult asta decât aia cu... Ne-au dat toată o masă. ProTV-ul ducea și haine la inundații, sau cu haine la inundații. Ce a devenit ăsta vreun obicei? Păi nu, dar chiar dacă ăsta a devenit obicei grație campaniei ProTV-ului, eu cred că ProTV-ul nu beneficiază foarte mult. Nici gând, nu l-asociază. Nu, cred că... Nu, dar el a rămas totuși, iată, în mentalul colectiv, pentru că asta, într-adevăr, e o bună ca explicație ulterioară, că ciolanul ardelenescu
Elenescu, da. Fasolea muntenească. Măi, și eu cred că cineva și... s-a gândit la asta când... Cred că îi vine și vremea porcului. Dar înainte de asta, ce făceam de 1 decembrie? Ce mâncam? Păi nu înainte aveam de fasolea cu ciolan. Înainte, 1 decembrie, nu avea nicio relevanță, că nu era zi națională. Păi nu, mă, înainte de... Stai. Că mă rog, a fost în 90 a fost zi națională, în 80, da. După 89. Da. ProTV-ul s-a lansat în 95. Da, păi în 2000. Sau 96, 95, cred. Păi până în 2000, aia 10 ani, când am avut, mâncam ceva anume de nu. Ziua națională? Nu mi-aduc. Bine, nici acum nu știu dacă mâncăm ceva anume de ziua națională. Adică nu, eu nu propun, nu-i ca mielul de Paști, fasolea cu ciolan. Nu, dar dacă te uiți la televizor, mâncăm. Da? Păi la televizor se mănâncă. Ok. Știi cum e? Ziariștii trebuie să facă știri de zilele astea când nu se întâmplă mare lucru, iar astea sunt subiecte foarte bune. Dar uite, apropo de chestiile astea care se impun în mentalul colectiv, e asta comparabilă cu adoptarea la noi, asta cu Halloween, cu Black Friday? Nu știu dacă o pun în aceeași, în aceeași oală. Halloween, Black Friday... presupun pregătiri, aștept zilele alea, sunt vacanțe școlare, sunt, habar n-am, promoții, toată lumea se mișcă în jurul ăsta. Eu n-am văzut promoții la ciolan, de exemplu, sau la fasole cu ciolan. Probabil că e împrumutată, e un obicei nou. Nu, zice. E un obicei nou. Dar nu știu că e, nu cred că e împrumutat. Nu, ăsta nu e împrumutat, dar este nou, adică el nu era natural acolo. Da, Black Friday însă, ăla mi se pare că e, na, ca și Halloween-ul, astea sunt limpede împrumutate, sunt luate și copiate. Da, dar asta cu Black Friday e o tehnică comercială până la urmă, că... Da, da, faptul că o faci atunci, mă rog, a început atunci de Black Friday-ul de noiembrie, după aia, sau sfârșit de octombrie, când Dumnezeu e, după aia, că la noi durează și câte o lună, câte, da, da, așa, da. Câte trei luni, avem Black Friday de primăvară, avem Black Friday de vară. Asta e, mă rog, exagerarea comerciantului român. Avem mic remuiu, trebuie să fie tot timpul. Dar, uite, Halloween-ul s-a, aș zice că s-a cam împământenit așa. Se fac vacanțe, școlile fac serbări, se fac petreceri corporate de Halloween cu costume, cu nu știu ce, a prins. Da, e clar, și mai ales în zonele unde sunt locuitori ăștia din generațiile mai tinere, deja a devenit mainstream. Adică... Da, 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 da. Ciudați de ăștia ca mine care n-au treabă cu Halloween-ul, sunt priviți în cartiere la ca și nou, Valentine's, ca și Valentine's, cu care noi încercăm acum să venim pe contraatac cu dragobetele, încearcă românii foarte tare. Da, nu prea nu mi se pare că are șanse, parcă Valentine's a câștigat bătălia. Dar, da, nu, pe mine nu mă supă. Auzi, orice motiv de sărbătoare și de petrecere, nu văd de ce aș fi supărat pe absolut, el. Absolut, nu e vorba de nicio supărare. Mie îmi place că e 1 decembrie, ziua națională, mă rog, nu ce înseamnă 1 decembrie, pot să înțeleg de ce unirea e un eveniment atât de important. Mă enervează că s-a întâmplat iarna. Se întâmpla cum era înainte, 10 mai, vara, da. Primăvara era frumos. Da, și pe 23 august cu canicolele astea, acum cu încălzirea globală... Nu, 23 august nu, dar un mai, un iunie, mi-ar fi plăcut să avem o sărbătoare națională în primăvară, așa. Când e lumea optimistă, o făceai la tricou și la tricou cu mânecă scurtă, nu cu paltonul pe tine. Și mă rog, nici nu e iarnă încă de aia cu zăpadă multă, cu nu știu să fie frumos. Nici nu e Crăciun, știi, nu e vreo feerie. Nu, da. E... toamnă urâtă, cu ploată și... Exact, și ploată în și... care zângănim săbile și scoatem tancurile din... Dar uite, apropo de mișcări ăsta de marketing, tu ai avut ideea cu ziua bărbatului și chiar ați străduit ceva vreme să o impuneți. Totuși, nu, n-a păi, știi ce e acest ceva vreme? Eu mă bucur că tu ți-amintești de asta și în continuare mă bucur că eu văd în social media pe 5 mai când am inventat noi că ar fi ziua bărbatului. În mod straniu, încă se mai spune la mulți ani. Noi, de fapt, am făcut campania 2 ani, cred. Da, sau 3 ani. Că atâta o făceam pentru... Atâta vrut clientul. Am făcut-o pentru un brand de bere. Cred că am făcut 2005, 6, 7 sau 6, 7, 8, nu mai țin minte exact care sunt cei 2 ani sau 3 ani în care am făcut-o. Eu am pus-o pe 5 mai și aici, uitându-mă înapoi, cred că am greșit. Ar fi trebuit să o pun în prima duminică din mai. Eu am pus-o 5 mai și care a fost duminică în ziua în care am făcut prima oară evenimentul și am făcut undeva în Parcul Tineretului, am făcut un eveniment la care au venit 40 ceva de mii de bărbați. Fun! E, problema e că în anul următor 5 mai a picat luni și ziceam, băi, cine o să vină luni după masă la eveniment? N-am
văzut-o înainte așa. Să nu crezi, tot vreo 40-50 de mii de bărbați au venit, al doilea an era și un loc destul de ascuns așa în Parcul Tineretului. Mă, și veneau bărbați cu băieții de mână, era, își dorea lumea foarte tare povestea asta cu ziua bărbatului. Mie îmi pare că n-au continuat-o sau că n-a preluat-o altcineva. Eu vreau să fac din ziua bărbatului în capul meu și vreau să o fac o poveste la care să nu fie un singur brand, cum era el atunci un brand de bere. Să vină și brandurile de, nu știu, de lame de bărbierit, de mașini, de motociclete, de toate lucrurile masculine, de modă masculină, de sport și așa mai departe. Mi-ar plăcut să fie o ocazie de mișto, pentru că se pare că e nevoie. Bărbații își doresc o zi. Știu, dar ce spui tu e ca și cum ai spune, toate televiziunile din România se unească să facă Nu neapărat, că nu vrem să vină toate berile. Înțeleg exclusivitate pe o bere, da? Dar de ce să nu fie acolo și Gillette? De ce să nu fie acolo și Harley Davidson? De ce să nu fie acolo și... Păi știu, da, e nevoie de un catalizator care să aducă pe ăștia la un loc. Masculinitatea. E simplu. Toate brandurile care se adresează targetului masculin, cred că puteau să vină acolo. Problema e, mă rog, a fost o discuție mai lungă și legală și așa mai departe. Nu, a murit. Știu, dar pe de altă parte, din calendarul ăsta de sărbători importante este foarte stufos. Astea de le-am pomenit noi aici sunt astea care au prins și care au succes. Dar de la America mai avem ziua tatălui și o zi a bărbatului de acolo. Da, alea n-au prins aici niciodată. Nu, asta spun. Dar când te uiți, mai ales în social media, pe Facebook, pe astea, nu există zi în care să nu fie ceva iar. E o zi, parcă ziua bărbatului... Ziua bărbatului și ziua tatălui. Țin minte că ne-am și certat atunci. Ne-a scris o scrisoare, un diliman. L-am văzut pe în presă acum vreo 2 ani, un an, 2 ani. A făcut ceva, a făcut niște prostii. Știu ce a făcut. Când a început războiul cu Ucraina, a intrat cu mașina în gardul de la ambasada Rusiei și a dat foc. Așa, exact. Flăcăul ăla... avea o organizație, se chema TATA, T-A-T-A, organizația tăticilor de nu știu ce Dumnezeu. Bă, și ne-a certat când am făcut pe 5 mai aia, că a zis că nu, că el și-a propus să fie pe nu știu cât, cu tot o altă dată în toamnă, și că el ne dă în judecată, că de ce o face pe 5 mai și nu când vrea el. Ne-am uitat așa puțin la hârtia, am râs, am pus-o undeva într-un sertar. An de zile mai târziu, 15 ani, 17 ani mai târziu, aud că acel om a făcut-o nefăcut. Știu, dar gândește că americanii s-au gândit la chestia asta, că ziua tatălui, ziua tatălui, ziua bărbatului, ziua bărbatului. Adică... Păi, pentru că mai sunt bărbați care nu sunt tați. Exact. Și au și ziua mamei, care nu e o martie asta de-l știm noi, care e ziua internațională a femeii comuniste. Da. Și oricum văd că cel puțin în ultimii ani și ONU s-a străduit și a declarat la zile internaționale tot ce vrei și ce nu vrei. Păi mai mult de 365 să fie. De-aia, știi că unde mai e fanic în social media, cineva reacționează. Ziua șosetelor, ziua pisicilor de nu știu de care. În fiecare zi e câte o trăznaie de asta, mai văd pe la cineva. A știați că azi e ziua pisicilor, ziua stăpânilor de nu știu ce, ziua purtatului, ziua fără sutien, no bra day, no socks day, no, dracu să le pieptene. Fan. Am văzut că în ultima perioadă, sau mă rog, nu știu, poate e falsă percepția, că doar în ultima perioadă ești mai pasionat de treburile astea, cu gătitul, cu nu știu ce. Te pricepi să faci fasole? Băi, nu, n-am făcut niciodată fasole. Taică-mi știe să fac o fasole bună. Noi, eu sunt machidon de origine, așa, și la noi se mănâncă și fasolea mai scăzută, mai picantă, ca și varza călită, de exemplu. La noi se scade, e aproape arsă. Este fasole bătută multă, de la nu-i, fel. Nu-i ciorbă. Nu e ciorbă. E iahnie, o iahnie destul de legată, cum o mâncăm noi, cum am mâncat acasă, așa, tradițional. Și nu m-am băgat încă să fac de asta. Nu, astea cu elaborat mult cu stat și fiert în trei ape și așa, nu m-am prins. Am auzit că se poate face și din conservă, dar nu m-am... Mi s-a părut așa. Dacă tot te apuci, trebuie să o faci cum trebuie. Nu știu, mă gândeam dacă oare merge fasole cu scrumbie. Dar fasole, băi, mie îmi place foarte mult iagnia de fasole. Cu ciolan, fără ciolan, cu afumătură, fără afumătură, nu e așa de important, cât e mai importantă salata aia de ceapă roșie cu oțet de lângă. Da, iată, este o variantă, dar nu este universal acceptată. Nu, se mănâncă și cu murături, se mănâncă și cu ardei iute, cu habar n-am. Uite, eu, de exemplu, dacă tot a fost tradiția asta, hai să o mai aducem în zilele noastre. Și am înlocuit fasolea cu linte. Și fac linte
cu ciolan. Ciolan afumat, care, okay, bă, e o mâncare care nu mai are niciun fel de tradiție. Nu zic că e invenția mea, dar... Lintea era, pe vremuri, mâncarea săracului în România. Păi și fasolea ce era? Da, nu, dar lintea... care a prins, au venit... Lintea mi se apropie ca... Eu mâncam linte când eram copil. Și țin minte că la linte puneau mentă uscată peste ea. Bunica mea, când făcea linte, punea izmă, cum îi ziceau, da, peste ea. Dar mie mi s-a părut că a dispărut niște ani de zile și a revenit de când cu restaurantele turcești, în iar lintea. Da, păi la e vedetă, ca să spun. Da. Dar a dispărut, adică din copilărie până în... la 30 ceva de ani n-am mai întâlnit linte. Nu știu de ce, nu se mai, n-am mai, da, zis lume dacă făcând stau linte. Să mă gândesc, îți dau dreptate, că și eu am redescoperit-o mult după, da. După revoluție. Da, exact. Spune. A dispărut la un moment dat linte. Deși nu-i vreo delicatesă sau ceva. Imaginez că crește ca și fasolea. Absolut. Bănuiesc că mai există, nu mai există culturi de linte în România. Da, cum să nu? Sunt așa, cele leguminoase, mazăre, linte, bob, fasole. Era și un mazăre, bob, fasole, linte, fasole, linte, aia. Da. Dar bob ce dracu e? Bob este o fasole de aia cu bob foarte mare. Da? Da. Arată exact ca fasolea, numai că e bobul foarte mare. Ok. Acum, dacă vorbim de contextul ăsta cu ziua națională, totuși, dincolo de faptul că noi discutăm ce mâncăm, unde mergem în mini-vacanță, până la urmă, pare că ăsta e... Iar o să fie o punte de asta cu... Pare că ăsta este principalul atribut al acestui brand. Crezi că ar merita să investească cineva, nu știu cine, guvern, o entitate privată, într-o campanie de promovare a Zilei Naționale? Și dacă da, de promovare, ce obiective, ce obiective nu știe, ar trebui? Adică de promovarea ce? Că ar trebui să... Toată lumea știe când e Ziua Națională. Adică nu e ca și cum ar fi o campanie de informare. Băi, uitați, acum e Ziua Națională. Cred că ar putea să fie legată de, acum cu Sfântul Andrei, cu cum se tot întâmplă toate punțile astea, apropo de mini-vacanțe, cred că ar putea să facă, fie operator de turism, fie vreo organizație de-a lor, să te scoată din casă. Să zică vină la munte, vină la, nu știu, la tot felul de pensiuni de care s-au deschis până toată țara. Mai puțin vină până în Dubai și... vino la căldură, hai în Bali. Parcă aș vedea-o. Mie mi-ar plăcea să se vorbească ceva mai mult de... și asta nu știu cine ar putea să facă în afară de autoritățile statului. Să se povestească puțin de 1918. Știi? Adică mi se pare că noi nu știm mare lucru. Și fiul, de exemplu, nu știe mare lucru. O ia ca atare, 1 decembrie, Ziua Națională. Dar nu cred că știe cum a fost la 1918. Cum să, ce s-a întâmplat, cum se întâmpla, se făcea unirea, era să nu se facă și așa mai departe. Parcă îi simt nevoia unei semnificații, alta decât fasolea cu ciolan. Absolut. Poate ne-ar ajuta dacă am avea un film reprezentativ despre acest subiect care să fie 1900, și bun, care să și cheme 1900 eventual și care să fie dat cum se dă de Crăciun, Home Alone. Parcă a fost un, țin minte că a fost un ceva, un film. Nu mai țin minte dacă i-a zis 1918, acum câțiva ani, făcut despre fotograful pozei de la Unire. Ăla care era să piardă trenul și nu știu, parcă țin minte că a fost ceva, mai mult decât o campanie publicitară, că a fost un scurt metraj așa, un spot mai lung. Ăla e un fel de spin-off din subiectul sigur, principal. Sigur, dar mi se pare că merită făcut un film 1918. Da, la Di Granda, cum făcea Sergiu Nicolaescu, frumos, cu exact Regina Maria. Da, Sergiu Nicolaescu. De ce nu? Mie mi se pare că e păcat să ai o zi națională fără semnificație. Adică tu ai văzut The 4th of July, dacă te uiți la ce fac americanii, în școlile lor, copiii își pun peruși de alea și încep cu discursul de la Gettysburg și cu It was 4 scores and nu știu ce, 7 years ago, știi, cu Lincoln, adică vorbesc despre... Da, și... Treaba are conținut, că exact. Ziua asta are o semnificație foarte importantă, adică sigur. Nu e așa o dată. Da, unicare. Adică, uite, 23 august mi se părea mai falsă puțin. Da. Ziua... mă rog, și un pic controversată. Ziua trădătorilor, știi cum? Da. Dar parcă mai puțin, mai lipsită de conținut decât 1 decembrie. Adică mi se pare că 1 decembrie e o poveste de care se leagă țara asta. Așa bătălii și războaie și când ai cucerit pe unii, când te-ai mai... Niciodată. Dar când te-ai mai retras, când te-ai mai sucit, când ți-ai mai schimbat alianța, asta s-a mai întâmplat. Dar 1 decembrie e o unire mare. Adică...
Știu, dar mă tem că o astfel de campanie, să spunem între ghilimele, contravine trendului actual. Când vorbim de globalizare, de desfințarea granițelor și așa mai departe, să vii cu povești despre cum ne-am unit noi și ființa națională. Asta e o modă, o să treacă și moda asta, crezi? Globalizarea ca toate modele. Eu sunt convins că va trece. Sau că, nu știu dacă va trece, dar va deveni una dintre. Știi? Adică nu va mai fi direcția, rigla de peste degete. Mă, dacă nu ești globalist, ești retrograd. Nu cred. Cred că o să se așeze într-un echilibru așa. Și o să aibă naționaliștii culoarul lor, globaliștii culoarul lor. Nu cred că e așa o spălare de asta pe creier generală. O văd întâmplându-se până în vest, pare că în Europa Centrală și de Est nu prea funcționează povestea asta. Noi am mai fost cu Rusia, adică noi suntem mai puțin mai hârciți așa. Nu prea halim tot ce zboară așa. Da, cu comunismul, cu toate astea. Sau avem așa o remanență de asta la noi, se întâmplă după 20 de ani, cât nu mai e de actualitate. Nu cred că avem o măsură. Așa mi se pare. De-aia de la țară, de-a lui Moromete, așa, știi? Avem o măsură, așa. Nu halim, nu sărim în barcă cu totul, știi? La orice de asta. Adică nu ne regimentăm mai greu, mi se pare mie, tocmai pentru că am fost înregimentați alți ani. Și când îți vine o de asta de sus, de partid și de stat, o directivă de partid și de stat, noi întâi suntem stai cu puțin. Cred că e și o chestie radicală pe care nu poți așa... E și importantă sentimental, cum vrei tu, dar mi se pare... Nu, noi mai degrabă chiulim când ne vin astea de sus, așa. Nu simt că... Noi nu știam cum să fugim de la defilările de 23 august. Știi? Adică noi eram, bă, ce mișto, hai la defilare. Treci, te puneau să defilezi, tu nu știi cum să fugi de la defilare. Da, pe de o parte era indignat de faptul că te duce cu forța acolo, pe de altă parte era un bun motiv să chiulești de la școală, de la serviciu. De la școală mai puțin, că era în august a naibii. De la școală. Dar de la serviciu, da, așa este. Da, nu că te duceai la 2-3 repetiții, dar tu ai fi vrut să fugi de acolo, nu ai fi vrut să fii. Și la defilare. De-aia am impresia că la noi, și o văd, uită-te și la unguri, o văd și la polonezi, nu mușcă așa de toate mantrele astea așa venite... Aș spune chiar că sunt chiar mai contondenți decât noi. Mult. Noi și aici, e iară noi măsura. Suntem calmi. Noi suntem calmi. La noi e cu măsură puțin, știi? Adică la noi tu nu vezi că nu decolează niciodată. Te uiți la, cum îl cheamă pe ăsta, Aur. Da? Sunt aceiași 8-10% pe care i-am văzut de-a lungul vremii la PUNR, la PRM, la Dan Diaconescu, la PNG-ul lui Becali. Sunt aceiași. Mă rog, sau copiii lor, că au mai trecut 30 de ani. Dar cam același segment. Niciodată nu devine 60%, da, 40%. Pentru că acest corp, să spunem, al societății românești care prețuiește astfel de valori, nu și-a consacrat niște lideri, nu a izvorât o mișcare, ceva, ci din motivă sunt unii care au mirosit că e rost pe aici, toți nebuni. Oportuniști. Și toți nebuni. Și evident că ei nu au putut să catalizeze toată această mișcare. Da, te și uiți că tu. Au fost toți dilimandroși, dacă păi te uiți în... Adică devine ceva căh, știi? Da, păi, normal. Eu cred că povestea asta pro-românească, dar cu măsură, adică pro-antreprenori români, pro-economie românească, uite să ne gospodărim energia și nu știu. Băi, în sine nu era deloc. Problema e când devine flagrantă și trompetă și pe dușmănie și împotriva flamură de luptă, afară cu multinaționale din țară. Aici e nebunia. Și da, mă rog, nu știu de ce n-a apărut, nu simt că au apărut, adică, uite, Partidul Național Liberal, dacă stau să mă gândește, bucata de național din Partidul Național Liberal ar fi putut să vină să vorbească despre asta, despre încurajarea economiei românești, de exemplu, antreprenoriatului românesc și așa mai departe. Mi se pare că nu o fac. Și atunci lasă un loc liber pentru trompete și nebuni, ce dracu să zic. Toate, și așa au fost de-a lungul vremii. Și Vadim, și Nea Gigi, și Funar, ce naiba, alea din Bucegi, cum îi cheamă, tunelurile. Da. Adică, ori cinici și oportuniști, cum ai zis, Dan Diaconescu, ori nebun delegat ca unii din aia de înainte. Aici mi se pare că de-aia zic, mi se pare că nu va câștiga globalismul complet, cum nu va câștiga nici antiglobalismul complet, așa. Nu cred. Cred că o să așeze nițel. Sunt mode. Da, sunt mode, dar care, iată. Ele produc efecte, din păcate. Da. Nu, aia e limpede. Dar nu cred în victoria
societății socialiste multilateral dezvoltate. SSMD-ul, s-a mai încercat. Mă rog, nu vreau să devin discuția chiar așa către fotbal, dar nu pot să nu te întreb, în contextul cu evenimentul mondial în plină derulare, despre caracterul politic. Cum ți se pare ție? Mie am vorbit și cu ziarist sportiv, cred că este cel mai politizat campionat mondial din toate câte au fost până acum. E adevărat, pe teme din astea sociale, să spunem, da, de drepturile omului, așa, dar parcă totuși e prea mult. Băi, acum eu sunt mai cinic la lucrurile astea, așa, mi se pare că de fiecare dată mi se pare că trebuie să există un interes. Când se face un scandal de ăsta global și vorbește media foarte mult despre asta, mă uit cine ar avea ceva de câștigat în povestea asta. Și am senzația că americanii au fost extrem de jigniți. Dacă te uiți acum și la documentarul ăsta cu FIFA, cu 4 episoade de pe Netflix, am impresia că americanii au fost extrem de lezați că nu au câștigat ei organizarea campionatului și i-au dat Qatarului. Și atunci ce au făcut? Au pornit cu... pentru că în nebunia asta, în corupția asta de la FIFA, au folosit bănci americane, au avut pretextul ca toate investigațiile să o facă FBI-ul. Ce treabă avea FBI-ul să investigheze FIFA? Nu se știe. Alta decât orgoliu american îndreptățit, că într-adevăr au dat Qatarului pe corupție, pe șpagă, au dat campionatul mondial. Și atunci n-au făcut doar o investigație, fac cu americanii cum fac americanii. Eu cu cirii lumea cu Hollywood, nu cu înainte să vină cu Abrams-urile. Întâi cu Hollywood au făcut-o și aici la fel. Au făcut nu numai o investigație FBI, au făcut și un serial de 4 episoade pe Netflix lansat cu 2 săptămâni înainte de campionatul mondial. După care au dat drumul și la toate trompetele de media despre muncitorii, frumos, apăsând butoanele tuturor revoltaților TFL din lume, așa. Nu știu, dar văd că au preluat cifra asta de 6500 de morți, care mie mi se pare alucinantă. Deci, eu n-am văzut documentarea. Nu există. 6000 de muncitori au murit la ridicarea stadionului. Eu nu știu dacă au murit 6500 de oameni în Qatar în perioada eu asta. Eu nu știu dacă au murit, eu cred că în ăștia 2 ani, nu știu, și 6 dacă mureau, era mult. Da, era... Dar 6000 pare foarte nefiresc, pare o cifră scoasă așa de... știi cum făcea, erau glumele alea cu... nici nu cred că glumă, cu Stalin, care zicea, bă, dacă mor 20 de milioane, devine statistică. Știi? Dacă mor 20, e o dramă națională, o tragedie. Mor 20 de milioane, genocid. Mor 2 milioane, statistică. Exact, știi? Devine statistică. Exact așa e. Mi se pare că aici s-a dus asta cu 6.000. Odată, toată povestea asta cu echipa Germaniei, cu care vrea să vină și Neuer, care să vină cu banderola, cu drepturile gay într-o țară evident musulmană și musulman habodnică. Habodnică, exact. De ce te duci să zgârmi povestea asta? De ce aduci politica în fotbal? Mie mi-e greu să înțeleg. Pe de altă parte, dacă are aceste probleme Qatarul, nu-i da campionatul mondial. E foarte simplu. Da. Adică asta trebuia rasă la rădăcină. Acum, dacă se întâmplă, văd și eu pe Facebook, am tot felul de prieteni. Eu boicotez, eu nu mă uit anul ăsta la... Ok. Cred că nu se... praf se facă ea. Da, se zvârcolesc, nu. Se zvârcolesc că e omorât. Plus că, să mă ierte Dumnezeu, e ultimul campionat al lui Messi, al lui Ronaldo, nu se poate rata. Ca asta cu banderole, pentru că nu i-a lăsat FIFA să poarte banderolele alea, au preluat politicienii ștafeta. Politicienii care, nici ăștia nu sunt treci la cap, politicienii germani, bine, ăștia, e o discuție lungă aici, dar care cer echipei naționale să se retragă de la, bine, să piardă toate meciurile, să se retragă. Știi cum e, că eu n-am apucat să văd știrea inițială, dacă câți politicieni? Vreun șoșoacă sau nu știu da, ce. Da, exact, vreun diliman. Da. Oricum, da, asta mi s-a părut foarte adică, ministrul belgian de externe a purtat banderola la meciul cu echipa Canadei. Ministrul belgian de externe se numește Hadia Lahbib. Este o doamnă. Adică... Am văzut, uite, dacă vrei, mi s-a părut mult mai încărcată de semnificație tăcerea iranienilor care n-au vrut să cânte imnul național pentru la primul lor meci din cauza poveștii care le se întâmplă acasă, asuprire din Iran.
Asta mi se pare o chestie mișto, importantă și, cum se cheamă? Care nu deranjează, nu lezează. Nu, dar au profitat de oportunitate. Acum puteau să facă asta. Știi? Altfel, vrei să te luți pentru gay rights cu societățile musulmane? Poți să ai, e o luptă de fiecare zi, dacă vrei. Au și aia dreptatea lor. Da, știi bine că asta e o trambulină foarte tentantă. Aia zic. Au și aia dreptatea lor în care vin și spun băi, nu vestul, nu vorbește vestul în numele umanității. Știi? Adică înțelegeți că există culturi cu alte valori decât a voastră, decât ale voastre. Știi? Da, contraargumentul la chestia asta e că, dom'le, astea sunt valori universale, cu drepturile omului și cu egalitatea. Știi cum e asta universală? Sanchi, au scos-o la Paris și au stabilit că e universal. Da. Care se cheamă, știi? Declarația universală a drepturilor omului. Și dacă am zis eu că e universal, e universală, știi? E, uite că they beg to differ. Eu nu țin cu ei. Le înțeleg, însă le înțeleg poziția. Ăia cred în altceva. Ce n-ai să zici? Sigur că, din punct de vedere, nu știu, din cum se comportă cu femeile, din toate libertățile cetățenești, sunt, o să zicem că sunt 100 de ani în urmă. Dar, nu le da să facă campionatul mondial de fotbal. Sau nu te duce. Mie mi s-a, așa, din punctul ăsta de vedere, mi s-a părut mult mai urât. Ar fi trebuit să fie mult mai politizat Rusia de acum 4 ani. După Crimea și acolo era scandal. Da, pe de altă parte, la cât s-au străduit ăștia din Qatar ca să obțină această organizare, este în mod evident o demonstrație de forță, a băgat 200 de miliarde, acolo a investit, care e beneficiul lor, pentru că până la urmă lumea nu e căzută pe spate decât de mișto organizat campionatul Din ce am citit eu, adică și-au atras hate. Eu din ce am citit, dar n-am apucat să aprofundez, mărturisesc. Ei când au făcut povestea asta și au dat șpaga să ia campionatul mondial la FIFA, ei erau sub o blocadă Arabiei Saudite. Da, care sau Emiratele Arabe, nu mai țin minte, parcă Arabia Saudită. Vrea să-i invadeze. Și erau sub o blocadă și înconjurați de povestea asta. Și ei au încercat să facă chestia asta cu Qatarul, cu campionatul mondial de fotbal, încercând să facă un argument din, nu pot aia să ne invadeze când urmează să organizăm campionatul mondial de fotbal. Au încercat să se apere cu povestea asta. Între timp, ei și-au retras blocada, s-au împăcat. Și ei au rămas cu campionatul în brațe. Și acum trebuie să-l facem. Știi, am tăiat porcul cum îl preparăm, apropo de sărbătorile de iarnă, da? De la noi. Și dar n-am aprofundat, mărturisesc că n-am aprofundat subiectul ăsta. Aparent era o chestie politico-militară, ca să zic așa, o urgență pentru care au vrut campionatul. Că altfel ei bani au. Nu e ca și cum ar lua bani de la suport. În mod evident ei vor ieși pe minus, aici n-au cum să iasă cu profit la cât au cheltuit, dar alte beneficii care sunt. Și asta mă uit că la alte Nici simpatie n-au cucerit în lume sau și ceva. Și atunci de ce au făcut-o? Da. E de săpat nițel pe subiectul ăsta, că și eu sunt curios, dar ceva de... asta mi-a ajuns la urechi. Hai să vorbim un pic de noua ta pasiune cu cinematografia. Povestește-ne cum ți-a venit ideea să faci Zimnicea. Care, mă rog, nu putem să le spunem poanta telespectatorilor, că e un film cu poantă, dar da, un film cu revelație la sfârșit, cu exact. O dezlegare de enigmă, ca să zic așa. Băi, cum mi-a venit ideea, a fost foarte simplu. Eu știam de povestea asta, o auzisem prin anii 2000, de ce s-a întâmplat la Zimnicea, la cutremurul din 77. Bine, știam, în primul rând, de când eram noi copii și am trăit cu tremurul ăla din 77, când Zimnicea era distrus în proporție de 80% și oraș martir și a fost Ceaușescu acolo și l-au reconstruit. Dar știam varianta oficială a poveștii, și am auzit varianta oamenilor, varianta reală a poveștii, până în anii 2000 am citit-o într-un articol de presă. Am fost atât de mirat că era prima oară când auzeam de chestia asta și că nu se vorbește și că nu se face un scandal uriaș în jurul ăsta. Dar am parcat-o undeva în minte. Și acum vreo 3 ani eram cu Mihai Bobonete, cred că cu Rait și nu mai știu dacă și cu Văncică. Eram la o terasă, eram la restaurant și făcuse Văncică
jucase într-un scurtmetraj, s-a chemat Cadou de Crăciun, care ajunsese pe, n-a fost nominalizat, dar a ajuns pe lista scurtă de la, de la Oscaruri. Deci n-a fost chiar nominalizat, dar a ajuns în primele 10, nu în primele 5. Dar a câștigat ce vrei și ce nu vrei. O grămadă de festivaluri de pe afară, Clermont-Ferrand, mă rog, multe festivaluri, jucăria asta de film. Și îl văzusem, scurtmetrajul ăsta, și păi se întâmplă într-o... Sunt trei, o familie, mamă, tată, copil, mă rog, mai apar vreo două așa, episodic, absolut episodic, într-o sufragerie, într-un apartament. Se întâmplă toată povestea. Și am zis, bă, ia uite-mă că au ajuns cu scurtmetraj la Oscaruri. Și nu păreau așa, cine știe ce cheltuieli de producție. Zic, bă, dar astea noi ar trebui să facem câte 10 în fiecare an. Să le dăm drumul. E, faci 10, dar ce, bă, n-ai povești de zis? Și zic, bă, cum să dăm povești de zis? Și le-am zis asta și mai am încă una pe care o am eu în cap. Așa, și le-am zis, și unii, bă, hai bă, că nu se poate. Și bă, că nu-l faci. Zic, bă, Bobonete. Și zic, da, bine. M-am dus acasă, l-am scris a doua zi. Și după am făcut rost de bani să-l fac. Așa mi-a venit ideea. Sunt niște povești senzaționale de dacă mai ții minte, a făcut Mungiu, a păstorit o serie de filme, Amintiri din epoca de aur, exact. Curmetraj, așa. Care mie mi-au plăcut, multe povești din alea le știam ca legende urbane, că e așa, asta e și în tâlcul. Bine, le-a serie. Fost difuzate ca lungmetraj toate. Da, da, el, câte trei. Dar el, ei spun și pe dacă ții DVD-ul, scrie pe spate legende urbane de profanul Ceaușescu. Deci aici, de aici au plecat, au plecat cu filmele. Dar mie, cumva alea, deși mi-au plăcut, erau fani, erau mișto, jucate bine, mă enervau, mă iritau că cumva până râs cauționau cumva comunismul. Eu sunt mai, la asta sunt eu mai fundamental, sunt mai sensibil la asta în care, orice de asta în care, bă, a fost mișto pe vremea lui Ceaușescu. N-a fost chiar atât de rău. Da, n-a fost chiar atât de rău. Când o relativizez așa, eu nebunesc, știi? Și mi s-a părut că nu fac ce ar trebui să facă. Râdeam la ele, dar mi se pare că e o... Era mai pe nostalgie, așa. Da, știi, o faci așa, o perioadă romantică a tinerii, hai bă, că n-a fost așa de rău, exact cum ai zis, știi? Și bă, a fost, mă. Și de-aia am vrut să fac cumva și în contrapartie de la povestea asta. Hai să vedem că a fost, cât de rău a fost. Da, fără să fie, putând să faci, poți să faci o comedie neagră așa, tristă, un haz de necaz, dar trebuie să fie despre necaz. Știi, dacă e doar despre haz, nu, nu. Mi se pare că nu e în regulă. Apropo, la perioada aia și trimiterile alea simpatice, pe mine mă... fac pielea invers, așa. Păi bun, și ăsta a fost primul tău proiect cinematografic. Asta a fost. Practic. Și a deschis apetitul? Mi-a deschis apetitul. Mai am un proiect acum la care lucrez. Am scris un scenariu. Mă chinui să adun bani ca să-l fac. Evident, independent, privat, nu cu... Fără finanțare de la... Fără finanțare de la Consiliul Național al Cinematografiei. Cu finanțare privată. Am așa un... 60% din bani, după un an și ceva de când adun bani. Eu am vrut să-l filmez de primăvara trecută. L-am amânat pe asta toamnă, acum l-am amânat... nu, am vrut să-l filmez asta primăvara. Am zis că-l filmez în toamnă, acum l-am amânat pe primăvară. Nu știu când, dacă reușesc să adun bani. Cine se uită la noi și dacă vă uitați la noi și aveți de dat banii aia, impozitul ăla de la sfârșit de an, ăia 20% din impozit după profit către vreo fundație... Sunați-l pe Radu, vă dă contactul meu. Și cu Costa, cu Zimnicea, unde poate fi văzut? Zimnicea acum este încă, sunt sub contract cu HBO, poate fi văzut pe HBO Go. Acum suntem în discuții să-l dăm și pe Cinemaraton. Am văzut că sunteți vecini aici pe culoar, cu Cinemaraton. Aici poate fi văzut. Cred că la un moment dat o să-l urc și pe net undeva, că am terminat exclusivitatea pe care o aveam cu HBO Go. S-a terminat în octombrie, deci acum cred că chiar pot să-l las la liber. În cinematografe a fost? Nu, n-a fost în cinematografe. Încercăm să facem o chestie acum, că există un program de dat în cinematografe. Ai văzut vreun scurtmetraj la cinema? Nu, pe asta... Există un proiect acum de făcut, un program în care poți să dai câte trei deodată, calupuri de trei. Și încercăm să identificăm o variantă de asta, să-l pun în cinematografe cu încă două scurtmetraje. Pare un moment destul de bun să te apuci de așa ceva,
de cinematografie mă refer, pentru că văd că tot încep să apară hituri comerciale, ca să spun așa, adică nu e doar de pierdut bani și... Da, nu. Și sunt, timp și da, din păcate tot unul din 10-20 lovește comercial. Aici, povestea cu cinematografia e destul de... Eu nu sunt în industria asta. Mă uit așa din afară, ca fetița cu chibritul, mă uit așa pe la geam. Dar se vede ruptura asta între filmele finanțate de stat, filme de autor, cu dorința regizorului și scenaristului de a se exprima ei și în marea lor majoritate, aproape toate fără succes de public, și filmele private care, în primul rând, văzute ca business, ca afacere, care în primul rând vor să aducă public în sală, ca să-și scoată banii și să facă un ce profit, cum era expresia. Și mi se pare că astea private au mult mai multă dreptate, așa. Menirea lor este mult mai corectă. Aducem public în sală. După care treaba ta este să-l faci și bun. Nu trebuie neapărat să aduci cu orice manea publicul în sală. Dar poți să-l aduci și cu prostii. Dar nu neapărat, poți să-l aduci cu ceva bun. Dar să-ți propui să aduci publicul în sală. Problema cu filmele finanțate de stat e că este o ciudățenie de prevedere care spune că dacă ai făcut profit cu filmul, trebuie să dai finanțarea înapoi sau mare parte din finanțare înapoi. Și atunci ghiși dacă vrea vreunul să facă profit cu film. Adică e un cer vicios de stat în regulă. Adică nu dă că sunt oamenii defecți. Nu, de regulă. Te descurajează să faci să-l plin. Dacă faci profit, trebuie să dai finanțarea înapoi. Pe cine vrea să dea finanțarea înapoi? Da, și pe urmă trebuie să te gândești și ea, dacă dai finanțarea înapoi, cu cât rămân e mai mult decât dacă nu dădeam finanțarea exact. Înapoi. Exact. Și atunci te descurajează. Da. Asta pe lângă, mă rog, coteriile din orice în România, care... Știu, dar pe de altă parte, paradigma asta cu domnule, ok, sunt filme de autor artistice și așa mai departe, și filme comerciale era întotdeauna, numai că alea, așa zis, comerciale nu aveau succes. Acum văd că au început să aibă succes. Păi, adică da. N-aveau rețete bune? Nu, cred că s-a ridicat foarte mult, pentru că vezi care au succes, s-a ridicat foarte mult online în România și au luat oameni foarte cunoscuți din online, care au umplut sălile. Știi, au luat Bromania, Micuțu, stand-upperi, comedianți pe care îi știi de pe net. Asta, Mircea Bravo, care are canal de YouTube. Da, care filmul nu e un... Eu n-am spus că e bun sau nu e bun. Nu. A, un succes comercial. Păi, așa a fost și filmul cu Smiley, da? Stai cap de afiș care a scos, a scârțit. Nu, păi, de-aia zic, și la astea sunt unul din 10, unul din 20, și la astea. Dar mai lovesc, unele mai lovesc. Bine, ăsta care a lovit acum ultimul team building, de exemplu, n-am ajuns să-l văd, deși... am vorbit cu Micuțu despre film, mi-am tot propus să merg să-l văd. Cred că are, pe lângă aparent, și un scenariu. Citeam comentariile, foarte multă lume zice că a râs cu lacrimi în sală. Deci, ok. Dar mi se pare că a avut și șansa unei promovări, pentru că printre producători sunt cei de la Global Records, a avut șansa unei promovări extrem de extrem de puternic. Chiar deșanțată promovare. Da, deșanțată. Nu știu dacă pot să-i spun deșanțată. Mă rog, dar coloanță de simpatie. A avut șansa unei promovări extraordinare filmul ăsta. Toți artiștii lui Global Records au scris pe Facebook, au pus pe Instagram, au făcut story-uri, au fost la film, au scris după ce au văzut filmul. Da, Bogdan, adică... știi tu, asta ți-aduce un val important de spectatori în sală, dar dacă aia pleacă dezamăgiți, nu mai vine valul. Nu, aia când au ieșit de acolo, m-am uitat. 15% spun nici n-am zâmbit. 70% spun, bă, am râs cu lacrimi în comentarii. Am râs cu lacrimi, nu știu ce. Și ăia între sunt, da, bă, exact așa e viața la corporație, exact așa este în team building, au surprins foarte bine, nu știu ce. Și ți-am zis, sunt un 15% care spun, bă, nici măcar n-am zâmbit. Dar ăia 70% sunt suficienți dacă se întorc și vorba scriu, mai departe. Se întorc și scriu, băi, am și văzut un comentariu care s-a fost să-l văd de două ori. Mă întreb ce n-a înțeles. Da. Am fost de două ori să-l văd. Da, pentru că fazele cele mai mișto din film deja sunt, circulă pe YouTube, sunt cut-uri. Tocmai, au făcut trailerul, am văzut trailerul, am văzut... Adică, normal, n-ai niciun motiv să te duci să vezi a doua oară filmul ăsta, da? Da, eu am văzut și emisiunea pe care au făcut-o Bromania cu Alex Coteț și cu Micuțu, cei trei coregizori, așa, la povestea asta.
au făcut o emisiune cu Andy Moisescu în, de vreo, nu știu cât a fost, o oră, o oră și un pic, și am stat să mă uit, în care au băgat scene, înainte de lansarea lui, în care au băgat scene din film, deci cam o treime din film, cred că am văzut-o deja din, din ce circula pe net. N-am apucat să merg în, în cinema să-l văd. Da, probabil că până ianuarie, februarie îl vedem pe Netflix. Cam așa bănuiesc că da, da, da. Va dura. Da, eu sunt dar au făcut, au făcut o treabă extraordinară și mie mi se pare că toți oamenii care reușesc să aducă, să reobișnuiască românii să meargă în sala de cinema la filme românești, ăștia fac un serviciu pentru oricine face un alt film. Păi da, de asta spuneam că mi se pare un context bun, că deja începe lumea să privească cu alți ochi filmul românesc. Ei spun că au băgat, prima oară am auzit că au băgat 500.000, după aia am auzit că au băgat 800.000. Din ce am văzut până acum, făcuseră vreo 4 milioane. Vreo 4 milioane de euro în casări. Acum, ce nu știu, nu știu cum este dealul ăsta, cum se împar banii ăștia. Pentru că, teoretic, cinematografele îți iau undeva între 50-55%, îți mai ia distribuitorul vreo 18% și restul merg la producător. Ei se distribuie singuri. Asta spun, ei se distribuie singuri. Deci au un bigger share of the pie, ca să zic așa. Știi? Deci, de-aia nu știu să spun câți bani au făcut. Dar par mulțumiți. Adică, din ce am vorbit cu micuțul, par fericiți. Și-au scos bani. Da, da, eu cred că cel puțin în cazul ăsta au contat și alte lucruri decât oamenii pe care ai văzut stand-up-uri, celebrii și mai departe. A avut și scenariu, a fost mult mai închegat filmul, deci nu doar a fost un mod de a-l aduce pe micuțul pe ecran. N-am văzut decât bucățele din el. Iar am ca argument asta și faptul că am mai văzut un film tot recent, de a ieșit anul ăsta, dar a fost făcut anul trecut, o poveste regizată de Andrei Huțuleag, în care joacă micuțul și care, mă rog, ea în sine n-a avut mare succes. Care, Dog Pup Girl? Cum? Nu. Nu a fost aia cu micuțul, acolo nu a fost micuțul. Era o poveste care, mă rog, era un fel de spot publicitar de o oră jumate la o fundație care se ocupă, care are grijă de bolnavi de cancer, deci o cauză nobilă oricum. Copacul dorințelor? Exact, exact. Nu mai știam că, nu mă ține minte că l-a făcut Huțuleag. Da, Huțuleag l-a făcut. Da, știu despre ce vorbim. Și micuțul a avut cel un rol acolo, el fiind foarte intens promovat, rolul era mult mai mic, nu e ca aici. Băi, nu, stai puțin, în primul rând că e o dramă. Versus comedie. Da. Adică la noi deocamdată, ce umple sel sunt comediile. Adică e limpede asta. Și din Five Gang, și din Miami Beach, și din team building, e limpede că deocamdată lumea vrea să ducă să se hăhăie acolo, nu vrea să ducă să trăiască... Să-și pună probleme filozofice existențiale. Exact. Dar și între astea sunt unele care au lovit și unele care n-au lovit. Nu știu, Ceai Dragoste Hârtie, sau Investitorii, sau... au mai asta de care spui tu, îmi vine să zic Sfoară, nu? Tabăra, sau cum s-a numit ăla cu Smiley, în care o chestie asemănătoare, da, care plecau la team building undeva în premiza asemănătoare. Adică. Nu, cu Smiley, nu, era el regizor celebru. Stai că tu vorbești de ăsta, alt, al lui... Nu știam că mai ai făcut încă unul. A mai făcut da, 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 a fost unul în care e Smiley șef de firmă de IT, e și cu, parcă cu Alex Velea, cred că mai e, sau cu Cerebel, parcă cu Alex Velea, parcă mai e, sunt, și cu Lucian Viziru, parcă, să nu mai țin minte. Ci, așa, s-au dus undeva la munte, să se lege cu o sfoară, aveau de asta să stea 24 de ore legați toți cu o sfoară. Și ce se întâmplă pe acolo? Iar ăsta la alt de care spui tu cu Smiley, regizor, nu știu ce, este tot al lui, cum îl cheamă, că a făcut foarte mult, Iura... Da. Cum zici cheamă? Tu? Cum zici tu, că și mie îmi scapă. Da. Iura Luncașu. E făcut de el și este, again, e aceeași problemă. E tragedie. Iura Luncașu, săracul, ca mulți dintre noi, a trecut într-o perioadă de anxietăți, de atacuri de panică și nu știu. Și a vrut să facă un film despre asta. E cu Smiley, dar este despre atacuri de panică. Da.
cum vrei să umpli sălile? Da? Dar Iura acum, care a făcut 1000 de-astea comedioare, de-astea, că el tot timpul lua premiu în fiecare an la Gopo, îi dădeau ea premiu pentru cel mai vizionat film, an de zile. Știi? De, toți luau premiile pentru... și el lua pentru cel mai vizionat film. Ei, la un dat a vrut să-și facă și un film serios de autor pentru el. Și l-a făcut pe ăsta. Nu, n-am apucat să-l văd, dar tot așa am văzut o emisiune destul de lungă despre el. Am văzut multe bucăți din film și scene de la filmare și nu știu ce. Asta am înțeles că a fost poveste. Ok, trebuie să ne oprim. Mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi în această seară. Poate mâncăm împreună o fasole cu Ciolan. La mulți ani române! La mulți ani române! La mulți ani români, doamne și domnilor, vă mulțumim pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!